Am găsit o Tesla de Ucraina cu airbag-urile sărite la vânzare. Hai să sunăm vânzătorul să vedem dacă recunoaște. Sau are habar. Alo. Salut, am sunat pentru Tesla. Da. Mai e de actualitate? Da, nu-i vândută mașina, încă este. Cum se prezintă mașina? Are ceva probleme tehnice, erori? Nu are nimic erori și nici nimic probleme tehnice. Tot e în regulă, tot îi funcționează și kilometri cu ține 64.000, 68.000. Da, și astea nu se pot da înapoi. Asta e mișto la Tesla, că sunt reali. Nu, dar nici sunt reali. Chiar nu stăm nimic înapoi, nu știu pe ce nimic. Păi da, asta e... Știți că mașina e dusă din America, nu e cumpărată în Europa. E pe numere ucrainești, dar e dusă din America, din SUA. Și al câtelea proprietari sunteți? Primul. Da, e anul trecut dus în Ucraina. Deci nu anul trecut, acum 2 ani a început războiul și de atunci este. Am înțeles. Deci merge bine, n-are erori. Ceva accidente a avut? Nu, a avut din față, din partea stângă. Și e ceva serios sau ce fel de accident? A fost făcut aripa dinainte. Aripa? Aripa de stângă. Atât. Fărurile sunt originale, ei nu-i schimbat capota, e originală. Airbag-urile a sărit? Dar airbag-urile? Nu. N-au sărit airbag-urile. Nu a fost ceva mare, deci lovitură. Deci ceva minor. Minor a fost, da. N-am nimic poze, că nu e a mea mașină, n-a el cunoscut de meu și nu a rămas nimic poze până la telefon sau ceva. V-aș arăta, dar n-am ce arăta. Da, dumneavoastră când ați cumpărat-o, n-ați verificat-o? Din ce să o verific? Păi nu știu, că sunt o grămadă. Am spus că nu e a mea mașina și cum să o verific. El a cumpărat-o, a venit pe vapor. Din SUA a venit în Germania, din Germania în Odessa. Și e reparată deci în Ucraina? E reparată în Ucraina, da. Da, eu de obicei când cumpăr o mașină o verific pe site-uri înainte. Și de asta am întrebat dacă persoana n-a verificat-o. Acolo e scris seria de șasiu, da. Puteți să verifica-o voi dacă aveți unii, ce, dar nu vă spun că nu. Unde poate să fie văzută mașina? În sectorul 1, București. Deci încă are numere de Ucraina? Are numere de Ucraina, dar este firma aici și proprietarul aici de mașină și nu-i problemă. Deci o matriculăm cel mai scurt timp cât se poate. Ce preț am putea să ne înțelegem? Negociem. Nu știu, că v-am spus mai dată, nu e mașina mea. Da, normal că lasă mai din preț. Eu cred că până la 1000 se poate negociat acolo. Deci dacă stă 31 cu 30, liber. Da. Dar veniți pe loc și vedeți cu ochii voștri, vorbiți singur. Sunt eu aici, este proprietar, el nu vorbește română, știi? Mă interesa autonomia, cât arată acolo, autonomia maximă. El a zis că singura mea scudență 450 de km. Ce scrie acolo, nu știu, dar el a atât amăs. Până la Suceava, din Vama, Suceava, cum am luat-o până la București a ajuns. Dacă sunteți din București, nu vă-i problemă să veniți în orice moment, că e asta pe loc aici, la service. Noi avem service auto, eu sunt mecanic aici. Perfect, mulțumesc frumos. O zi bună. Ok, îmi plăcere, o zi bună. La revedere. Deci aici văd Tesla 75D și zice range 390 de km. Ăsta zicea că a mers 450. Tesla mea de 100 de kW, atenție, nu 70, de 100 de kW, arată range 500 și merg 300. El are 70 baterie în loc de 100 cât a mea și zice că merge 450. Probabil trasă cu ștanga. Deci să sperăm că nu este un rachet care să vină după mine. Opinia mea este că mașina a fost bubuită destul de tare. Adică ai văzut ce a zis Paula, nu? Care e un expert în domeniul. Nu, da, e vocea poporului, atenție. Nu trebuie să fii expert. E foarte bine că nu e expert în domeniu. Că expert în domeniu ar putea să zică, domnule, că nu e așa variat. Dar când vezi cât de bubuit a fost, te sperii. Atât. Și că sunt eu expert. Bine, nu, că vocea expertului în domeniu. Asta e bubuit, te rog de tot. Nu, serios, zici tu cum se pare mașina. Ia vină, Paul, vină și tu aici, că dacă întreb doi prieteni care stă aici random în birou, cum ți se pare mașina? Ți se pare bușită bine sau atinsă ușor? E atinsă ușor. Am colocit un stâlp? Atins ușor, am atins-o eu la bordură. Ți-ai cumpărat asemenea mașină? Nu. Cristi, ți-ai cumpărat o asemenea mașină? Niciodată. There you go. Există multe legende despre mașinile de Ucraina care sunt reparate în Ucraina și poate aceasta este una dintre ele. N-ai cum să fii sigur, dar ce este foarte important este să verifici mașina înainte să o cumperi, ca să nu ți-i țeapă și poate vânzătorul chiar nu știa de daună. După cum vedeți, mașina are multiple airbag-uri sărite, proprietarul a zis că nu are airbag-urile sărite. Chiar dacă el nu știa, nu justifică să nu verifici o mașină înainte să o cumperi pe car vertical, pentru că uite peste ce junk-uri poți să dai. Dacă vrei să cumperi și tu o mașină, folosește codul Andy Popescu pentru reducerea maximă pe car vertical. Sau intră direct aici pe linkul din descriere și ai deja reducerea maximă aplicată. Nu uita că voi premia cu 100 de euro comentariul care mi se pare mie cel mai util și interesant. Voi anunța câștigătorul pe Instagram, așa că bagă un follow și acolo. Și lasă un comentariu mai jos.